cât timp poți rezista fără rețelele de socializare, mesagerie instantanee și internet în general. Imaginează-ți că trebuie să zbor către Marte și călătoria va dura aproximativ 8 luni. Perioada lungă de izolare prin care trebuie să treacă astronauții îi îngrijorează foarte mult pe psihologi și este unul dintre marile obstacole ale călătoriei noastre către planeta roșie. Dar ce-ar fi dacă ar fi existat o rețea de internet în toată calea lactee? Asta ar schimba puțin lucrurile, nu-i așa? În spațiu sunt o mulțime de provocări legate de crearea unei rețele de comunicare interplanetare sau interstelare, Chiar și până la satelitul nostru natural, semnalele de comunicare au nevoie de foarte mult timp pentru a parcurge aceste distanțe uriașe, ceea ce creează întârzieri și, pe lângă asta, radiația cosmică va reprezenta și ea un obstacol puternic în realizarea acestui scop. În plus, planetele se rotesc constant în jurul propriei axe și în jurul Soarelui, iar datorită acestui aspect vom ieși destul de des din raza de acoperire a semnalului. O să folosim drept exemplu Marte. Distanța dintre planeta roșie și Pământ variază de la 55 până la 401 milioane de kilometri în funcție de poziția pe orbită în jurul Soarelui. Prin urmare, va dura între 3 și 21 de minute ca semnalul emis de pe planeta noastră să ajungă pe Marte, deci niciun mesaj urgent nu poate fi trimis instantaneu, cum suntem obișnuiți pe Pământ și va trebui să așteptăm destul de mult. De asemenea, chiar și cea mai avansată tehnologie spațială modernă ar putea asigura comunicarea cu Marte la viteza rețelelor de internet din anii 90, adică 256 de kilobiți pe secundă. Iar aceasta este cea mai apropiată planetă de noi, ce am putea spune despre comunicarea la periferia sistemului solar sau în colțurile îndepărtate ale galaxiei noastre. Autorul britanic de literatură științifico-fantastică Arthur Clarke a încercat în anul 1945 să rezolve o problemă similară prin articolul Rețele extraterestre. El a descris posibilitatea plasării sateliților orbitali împrăștiați pe o suprafață de 6 miliarde de kilometri de la Mercur la Pluto, atunci când încă era considerată o planetă. În 1959, George Mueller și John Tabor au continuat ideile lui Clark și au creat primul proiect al satelitului care ar putea asigura comunicația prin semnale radio în afara orbitei Pământului. Să ne întoarcem atenția din nou spre planeta roșie. La fiecare 780 de zile, soarele se află între Pământ și Marte, motiv pentru care toate semnalele de comunicație vor fi blocate în această perioadă. Aceeași situație apare și în cazul altor planete, totuși deja există o soluție propusă pentru această problemă. Majoritatea sateliților sunt plasați de obicei în așa numita orbită Kepler, care reprezintă traiectoria pe care o parcurge un obiect în jurul unei planete, pe scurt, mișcarea unui corp față de altul. Dar dacă sateliții de comunicație sunt plasați pe o orbită non-Kepler, adică localizați la o distanță puțin mai mare de planeta respectivă, în acest caz, semnalul transmis de pe Pământ va fi întotdeauna recepționat de sateliți, indiferent de poziția planetelor, deci fiecare dispozitiv de comunicație ar putea fi o componentă individuală a unui singur sistem care să facă posibilă transmiterea semnalelor în tot sistemul solar. Oamenii de știință Steven Davidovich și Joel Whittingen au calculat numărul sateliților necesari în acest proiect. Potrivit ipotezelor făcute de cei doi, va fi nevoie de trei sateliți de comunicație în jurul Soarelui cu orbite reciproc perpendiculare și același număr de dispozitive în jurul fiecarei planete din sistemul nostru solar cu care va trebui să stabilim o legătură de pe planeta noastră. Însă această opțiune este potrivită pentru comunicațiile radio și nu pentru stabilirea unei conexiuni de internet asemănătoare cu cea de pe Pământ. Adevărul este că informațiile transmise între computerele noastre sunt împărțite în bucăți mai mici de date, separate, care după primire sunt puse din nou împreună. Pe distanțe cosmice mari, datorită interferențelor, este foarte posibil ca un număr mare de date să se piardă, ceea ce va crea o comunicare slabă și, prin urmare, o rețea de internet interplanetară va necesita o arhitectură care să permite schimbul de date pe alte căi. Din fericire, există o altă metodă numită DTN sau rețeaua tolerantă la perturbări. Acest tip de rețea nu necesită o conexiune constantă între punctele de comunicare. DTN este alcătuită din 10 noduri de comunicare care stochează pachetele de date atunci când conexiunea este perturbată până când pot fi transmise mai departe către Pământ sau o navetă spațială. În 2008, această tehnologie a fost folosită pentru a transmite diferite date către un server proxy situat la o distanță de aproximativ 32,2 milioane de kilometri față de pământ. În plus, pentru transmiterea datelor prin spațiu cu succes, este necesară înlocuirea undelor radio cu radiații laser. Sonda spațială americană LADY, care a fost trimisă pe lună în 2013, a folosit deja un sistem laser pentru transferul bidirecțional de informații între lună și pământ. La bordul navetei a fost instalat un sistem special numit LLCD sau Lunar Laser Communication Demonstration, cu ajutorul căruia a menținut o comunicare stabilă cu două stații de la suprafața terestră. Datele au fost transmise de pe lună către pământ cu o viteză de 622 de megabits pe secundă și de la pământ către lună cu 20 de megabits pe secundă. În plus, sistemul laser ar trebui să permită transmiterea datelor de 10 ori până la 100 de ori mai rapid decât undele radio. Chiar dacă implementarea internetului interplanetar este posibilă, comunicarea interstelară nu va fi atât de ușoară în viitorul apropiat. Cea mai apropiată stea este Proxima Centauri și se află la 40 de trilioane de kilometri distanță față de noi sau 4,2 ani lumină. Pentru a asigura comunicarea la o scară similară, vom avea nevoie de o navetă spațială care este în momentul de față la nivel de proiect teoretic. Potrivit ideilor care alcătuiesc proiectul, această navă spațială ar trebui să evacueze compartimentele goale de combustibil în care vor fi amplasate ulterior echipamente de comunicații radio sau laser. Prin urmare, Icarus, acesta fiind numele navetei, ar trebui să lase în urma sa un lanț de sateliți care va transmite semnale pe toată durata călătoriei, dar dată fiind distanța gigantică, va fi nevoie de un număr uriaș de astfel de dispozitive. Într-adevăr, acest proiect nu va împrăștia mini-sateliți în toată galaxia, de fapt, numărul acestor ar fi echivalent cu doar câțiva fotoni pe suprafața terestră. Pentru a consolida rețeaua spațială, fizicianul american Saikat Guha a propus să creeze pur și simplu mii de copii ale fiecărui semnal, astfel dacă o parte a informației este pierdută, ar exista numeroase copii care vor permite restaurarea datelor complete. Dar, din nou, în cazul în care reușim printr-o anumită metodă să stabilim o rețea de comunicații care să ajungă până la proxima Centaurii, transferul informațiilor ar putea dura zeci sau chiar sute de ani. Deci va fi nevoie de ceva care să se deplaseze mai rapid decât viteza luminii. În teorie, sunt posibile câteva opțiuni. În primul rând, există mai multe particule elementare virtuale în lumea cuantică care se nasc prin interacțiunea altor particule și sunt capabile să atingă o viteză superluminică, adică o viteză ipotetică mai mare decât viteza de propagare a luminii în vid. În al doilea rând, manifestarea separabilității cuantice se poate întâmpla cu o viteză mai mare decât cea cu care călătoresc particulele de lumină. Totuși, transmiterea informațiilor folosind ambele metode este absolut imposibilă. Însă, în timpul efectuării unui experiment în 2011, James Hill și Barry Cox au descoperit că există o modalitate viabilă de a crea o rețea de internet care să atingă viteza superluminică. Se pare că o particulă elementară numită neutrin este capabilă să transmită informații și în același timp să se miște mai rapid decât lumina, însă s-a dovedit mai târziu că datele obținute au fost greșite datorită defecțiunii instrumentului opera folosit în experimentele științifice care au avut loc în laboratorul subteran Gran Sasso din Alpii Italieni. În timpul experimentelor a fost capturat un flux de neuroni creat de acceleratorul de particule care trecea prin stratul de roci gros de 7300 de metri. Cu toate acestea s-a dovedit că neutrinul nu poate depăși viteza luminii. Totuși, potrivit astrofizicianului Duncan Forgan, din cadrul Universității Sfântul Andrei din Marea Britanie, pentru a construi o rețea de internet galactică este suficient să amplasăm o stație orbitală pe suprafața fiecărei planete din Calea Lactee, atât timp cât folosim și sisteme laser care nu sunt împiedicate de razele solare. Potrivit calculelor lui Forgan, această acțiune ar putea dura aproximativ 300.000 de, de ani și se bazează de asemenea pe existența a altor 500 de civilizații avansate tehnologic din galaxia noastră în afară de noi. Însă, cum până în prezent nu a fost descoperită niciuna, cea mai bună șansă a noastră este să creăm chiar noi civilizații dezvoltate prin toată galaxia. Între timp avem motive să credem că în viitorul apropiat internetul va fi disponibil cel puțin peste tot în sistemul nostru solar. Deci, dacă plănuiești să participi la colonizarea planetei Marte, nu va trebui să stai departe de canalele de YouTube preferate și vei putea întotdeauna să dai like tuturor videoclipurilor noastre. În opinia ta, cât de mult contează o rețea de internet intergalactică în privința cuceririi planetei Marte și dacă ai reușit să fii printre primii colonizatori ai planetei Roșii, în ce ar consta prima ta căutare pe internet? Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!